Piața agroalimentară centrală din municipiul Suceava ar putea rămâne neîncălzită la iarnă. Aceasta după ce niciuna din cele două firme intrate în cursa pentru adjudecarea lucrărilor de introducere a sistemului de asigurare a căldurii nu a îndeplinit condițiile impuse de legislația în vigoare. Primarul Ion Lungu a recunoscut că nu este o veste bună pentru municipalitate și nici pentru beneficiarii investiției, producătorii agricoli care se folosesc de acest spațiu. Licitația care a avut loc pentru acest obiectiv, deși au fost depuse două oferte, SECE Aga Consirele și SECE Inscomp S.A., a fost anulată, niciuna din ele nu a ajuns până la capăt. Oferta Inscomp a fost neeligibilă la prima etapă, deci nu s-au calificat la etapa a doua, etapa financiară. Oferta celor de la Gacon a fost incompletă la partea financiară. Ca atare, asta e o nelege, nu-i tocmeală, îmi pare rău, nici nu m-am gândit că nu se adjudică, fiind două oferte, se va relua din nou licitația. Licitația a fost anulată, deși îmi doream foarte mult să se adjudice, să facem până în toamnă această investiție. Sigur, corelăm cu celeritate și sperăm la viitoarea licitație să se adjudice. Piața Mare a fost reabilitată acum două veri prin intervenții de înlocuire a acoperișului, de modernizări și dotări efectuate la interior.